A avut forme de braziliancă, dar s-a ales cu mari probleme de sănătate și a pus implant în posterior și nu mai poate nici măcar să stea pe scaun. Reparațiile estetice costă și ele o avere. Așadar, colegul meu, Robert Costache, este alături de Mondena, care trăiește un calvar. Bun găsit, amândurora! Bun găsit, Mondena, sunt aici atât de Gabriela Cristoiu, care trăiește o dramă de câteva luni bune, nu-i așa, Gabriela? Bună ziua! Da, din păcate nu sunt câteva luni bune, sunt ani de zile în care eu trec în această dramă. Eu nu am știut în acel moment când eu mi-am făcut această operație, dar la nivelul așa posteriorului, da? Să spunem așa, nu am știut, adică nu am documentat. După luni de zile, eu cât am simțit că tot în regulă, am simțit că totul bine, dacă operația a fost un succes, dar după câteva luni de zile, dar lucrurile au început, da, să fie foarte complicate. Au început durerile, noaptea cât mă trezesc, da, și mă doare foarte tare. Uite, acum nu pot să mai stau în picioare. Deci, efectiv... Hai să încercăm să stăm și jos, totuși. Ți-am pregătit niște perne. Da. Știu, dar nu am cum să stau jos. Deci, efectiv, nu pot să mai stau nici jos. Nici în picioare, e insuportabil. Nimic. Sfatul meu ar fi pentru cine își face operații și cine merge, nu știu, așa cu gândul, dar își face, nu știu, intervenție estetică, trebuie să stau sentul cum mai gândam, adică nu pot să faci așa ceva. Eu am făcut după capul meu și zic că, măi, atunci nu erau foarte multe persoane care au făcut această operație. Dar chiar tu cum dormi, cum faci, cum te așezi? Ia, păi să vedem. Nu am cum. Hai să încercăm. De exemplu, eu stau normal, așa în pat și tu, cred că ai nevoie de perne, nu? Am nevoie de perne, nu am cum să stau. Deci, efectiv, nu pot să stau. Cum? Dar nu pot să stau, deci efectiv nu pot să stau. Stai cum poți și e ok. Na. Cum să stau? Dacă... Să ne povestești, pentru că înțeleg că e o problemă foarte mare. Da, pentru că, dacă să vă zic așa ceva... Și cât costă? Înțeleg că trebuie să faci o nouă operație. Da, o nouă operație. Aproximativ, eu am dat, acum 7 ani de zile, am dat în jur de, să spunem așa, un preț așa estimativ, am dat în jur de 7.000 de euro, cam așa. Acum ceva. Cred că e mai scump. Acum este, dar eu nu am știut atunci când am făcut operația că după câțiva ani de zile... Schimbate, nu? Mai, da. Nu am știut asta. Și acum, dacă îți faci, nu știu, așa un implant, da. așa mamar, acolo așa nu-l așa utilizezi. Dar așa cu fundul, așa, da. Posterior mergi cu el, conduci, dormi, adică e altfel. Și acolo... Așa m-am trezit după câțiva ani de zile. Okay. Mi-ai spus că nici calmantele nu își mai fac efectul, că e în fiecare zi. Iau calmante în fiecare zi, dar nu mai își fac efectul. Deci, efectiv, eu stau acum, deci crede-mă, deci trec acum printr-o durere, nu vrei să știi. Acum să-mi scoată mie tot ce am eu acolo făcut. Vrei să rămâi ca înainte. Nu are cum, adică să ne gândim că este... Acolo în posterior în care tu ai băgat un implant cu silicon și să te scoată, după aia cu ce rămâi? Rămâi cum erai tu? Adică, nu știu, că eu deja m-am speriat. Și acum eu trebuie să fac, trebuie să scoatem, trebuie să facem și doare foarte tare. Când eu dorm pe burtă, bănuiesc, nu? Doar pe burtă dorm, deci nu, dorm, altă poziție nu am. Deci cum să te doară atât de tare? De asta zic, dacă facem operații, trebuie să stăm, să ne documentăm una alta. După 7 ani de zile, știu că nu sunt foarte multe cazuri în România care au făcut, adică... Te cuprim multe operații, acum bănuiesc că urmează una mai grea asta, o să fie cu anestezie generală, cum o să fie? Ți-e frică? Mi-e frică, evident că fiecare așa operație pare riscul ei, până la urmă, că dacă se face operație, adică... Da. Cât ai riscul tău, da. Până la urmă, adică tu te asumi, adică tu semnezi, adică ești pe, așa, pe semnătură, dar de asta zic, dacă nu vă documentați și nu știți, uite, eu sunt un caz în acest moment de un om care a făcut 7 ani de când a făcut implant de așa silicon și eu vă zic acum ce simt, vă zic că mă doare, că nu mai arată cum arăta la început, că trebuie schimbat, că trebuie investit. Deci, trebuie să fii atent când fac asta. Încă o întrebare și te lăsăm, Gabriela. Bani pentru operație ai sau trebuie să strângi? Eu am niște bănuți acolo, strâng și eu acolo. Mai am și eu acolo, cât am și eu. Ce pot... Uh-huh. Am acolo dacă ar fi, dar mai bine țin pentru altceva. Am înțeles. Îți mulțumim mult și îți dorim sănătate. Ne întoarcem la Mondena.